Bun găsit! În ciuda faptului că alăptarea este un proces natural pe care ar trebui să-l utilizeze peste 98% dintre proaspetele mame pentru hrănirea nou-născuților, apar probleme. Fel de fel de probleme. Și dacă inițierea este un pas important, și înțărcarea bebelușului sau a copilului poate fi problematică. Am invitat-o pe Nora Niculescu, mamă, psiholog și dula, să ne ajute. Imediat după naștere, marea majoritate a mamelor depune atâtea eforturi ca să facă să meargă alăptarea. Câteodată merge lin, dar de cele mai multe ori este cu obstacole. Și uh, îmi place să văd că mamele din ziua de astăzi parcă tot mai mult conștientizează importanța alăptării și fac ce au de făcut ca ea să reușească. În același timp, când se apropie momentul înțărcării, fie că e necesar, fie că așa își dorește mama că simte că s-a terminat acest capitol pentru ea, uh, pot să apară greșeli care se fac. Uh, în primul rând, militez pentru o înțărcare cu blândețe. Și înțărcarea aceasta cu blândețe vizează atât mama cât și copilul. Atât din punct de vedere emoțional, cât și din punct de vedere fizic. Să se întrerupă alăptarea brusc poate să fie destul de șocant sau traumatizant și pentru fizic și pentru psihic. Mamele care nu știu că se poate și altfel, riscă să se trezească cu mastită, de exemplu, la finalul alăptării. N-au avut-o la început, o rezolvă la final. Așa că în consilierea în înțărcare pe care o ofer insist foarte mult pe o modalitate blândă de a face lucrurile acestea. Cu mult, mult respect pentru cei doi implicați, mama și copilul. În același timp, eu personal nu cred în rețete de înțărcare. Pentru că fiecare copil e unic, fiecare relație mamă-copil este specială Dinamica familiei iarăși este foarte relevantă, dacă mama are parte de sprijin extins în acest proces sau nu. Așa că îmi place să lucrez unul la unul, îmi place să mă întâlnesc cu uh, mama și cu tatăl uneori um, și să vedem care este planul de bătaie. E extrem de relevantă motivația din spatele deciziei de a încerca ce anume o determină pe mama să facă acest pas. Dacă e dorința ei și e clară și e fermă, asta ușurează mult lucrurile. Dacă mama se gândește să înțarce doar pentru că suficientă lume i-a zis de suficiente ori că o fi de ajuns pentru copil, că deja e mare, că e tăcă, e tăcă, atunci de obicei procesul mai e mai nevoios. Pentru că mama trebuie să aibă ea în primul rând încredere că asta își dorește, că știe ce are de făcut. Deci motivația este un aspect important. Apoi vârsta copilului iarăși schimbă lucrurile. Nu e tot una să fie înțărcat un pui de șapte luni sau un pui de trei ani lucrurile stau foarte diferit. De asemenea, de multe ori observ că mamele gândesc în termen de alb sau negru, adică ori alăptăm, ori încercăm cu totul. Dar există foarte multe nuanțe de gri la mijloc. Mama poate să ia în calcul înțărcarea de noapte doar și peste zi să-i ofere copilului de câte ori are el nevoie. Sau din contră, să limiteze subturile de peste zi, dar noaptea să fie acolo alături de el de câte ori are copilașul nevoie. De asemenea, observ că multe mame se gândesc că ar trebui să înțarce în momentul în care se reîntorc la lucru. Pentru că în mintea noastră poate să apare ideea asta că te întoarce la lucru, e incompatibil cu a continua luptarea în condițiile în care ea s-a desfășurat fiind cu copilul 24 din 24. Dar copilașii aceștia au o capacitate fantastică de adaptare. Și atâta timp cât pentru mamă nu e problematic să-i ofere în timpul în care este cu el laptele ei, înțărcarea nu este o necesitate. Deci fiecare caz trebuie tratat separat, urmărite particularitățile și creată și gândită o, o soluție și gândit un plan de bătaie adaptat acelui cuplu în parte. Înțărcarea blândă nu se întâmplă chiar peste noapte. Poate vă întrebați cât durează acest proces. Depinde. Uneori înțărcarea este necesară din considerente medicale. Mama trebuie să treacă printr-o intervenție care necesită medicație incompatibilă cu alăptarea și dacă intervenția e peste 5 zile, atunci în 5 zile trebuie să găsim o modalitate la fel de blândă de a spune stop. Când este timp, se poate merge oricât între 2 săptămâni și 6 luni de înțărcare blândă. Depinde foarte mult de ce își dorește și mama și care este punctul ei limită. Organizația Mondială a Sănătății recomandă alăptarea până la vârsta de 2 ani, dar fiecare familie este unică, fiecare bebeluș are nevoile sale. Scrieți-mi pe alexandraaronmamatv.ro dacă aveți întrebări sau dacă vă doriți să aflați mai multe informații despre un subiect anume.